Vă invit acum cu respect să deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Luca, capitolul 18. Citim de la versetul 9 la 14. Evanghelia după Luca, capitolul 18, de la versetul 9 la 14, pagina în Biblie 1013. Putem urmări și pe ecran, putem urmări și pe ecranul computerului la internet, să ascultăm cuvântul Domnului. Iisus a mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stă în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zecioal din toate veniturile mele. Vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Amin. Ca întotdeauna, Iisus Hristos este maestru, este de neîntrecut în învățătura Lui, în cuvântul pe care îl rostește, în învățăturile pe care le aduce. O ilustrare adâncă despre caracterul omului. O ilustrare adâncă despre ceea ce suntem noi în diferite momente ale vieții. Pentru că trebuie să admitem, uneori ne comportăm ca fariseul, cu laudă, cu aroganță, cu mândrie. Avem momente când ne comportăm ca vameșul, oamenii cei mai disprețuiți în societatea iudaică a timpului lui Iisus, pentru că în funcția lor de ofițeri de vamă erau considerați înșelători și nedrepți. Foarte des ne comportăm ca oamenii care disprețuiesc pe semeni. Și când facem lucrul acesta, Dumnezeu trebuie să intervină în viața noastră și să ne smerească, să ne umilească. Atunci ne trezim să vedem exact cine suntem, exact ce suntem, să vedem pierderile pe care le-am făcut prin pretențiile noastre, să vedem unde am ajuns în relația cu Dumnezeu, cu semenii noștri, cu casele noastre, dacă ne-am comportat în stilul fariseului. În seara aceasta, în ziua de astăzi, aș vrea să te invit să privești în oglinda inimii tale, să privești în conștiința ta și să ai curajul să te evaluezi, să vezi exact ce ești, pe care poziție stai. Sunt unii care se încred în sine, sunt prea mulți aceștia. Măcar că în cuvântul Domnului, înțeleptul Solomon în Proverbe, capitolul 3, versetele 5 la 8 spune: nu te socoti singur înțelept, nu te bizui pe priceperea ta. Încrede-te în Domnul dacă vrei să ai biruință. De asemenea, este important să ne uităm tot în cuvântul Domnului atunci când avem de a face cu noi înșine, nu cu semenul nostru, cu noi înșine, la ceea ce spune tot înțeleptul Solomon în cartea numită Eclesiastul sau Predicatorul. În capitolul 7, versetul 16, cuvântul Domnului spune: nu te arăta prea neprihănit. Și auziți ce spune: de ce vrei să te pierzi singur?
Unii vor să se arate prea neprihăniți, dar nimeni nu este prea neprihănit. Încă n-am ajuns să fim prea neprihăniți. De ce să te pierzi singur? Apoi în versetul 17 din același capitol 7 spune: dar nu fii nici din cale afară de rău, de liberal, de lumesc. De ce să mori înainte de vreme? Cuvântul Domnului te cheamă, mă cheamă, ne cheamă să ne evaluăm viața prin prisma acestor două personaje din istoria lui Iisus, din pilda lui Iisus, fariseul și vameșul. De aceea, haidem împreună în această seară, la concluzia serviciului divin, să ascultăm un mesaj pe care l-am intitulat: cine te evaluează? Cine te evaluează? Și în primul rând, evaluarea personală fariseică. Evaluarea personală fariseică. Deseori vorbim cu noi înșine, ne uităm la noi și sigur că ne flatăm singuri. Avem cuvinte care să ne cadă bine. Era în țară un păstor, a plecat acasă la Domnul, era mai glumeț de felul lui, fratele Popion din Negrem, din Dej, se spunea. Un om simplu, dar un om cu o înțelepciune adâncă și obișnuia să spună în felul următor: băi, Lazare, mi așa îmi place să mă laud singur. Cum mă laud eu, nu mă laudă nimeni. O spunea nu pentru că așa făcea, ci o spunea făcând aluzie la spiritul critic pe care oamenii îl au despre lucrătorii Domnului și despre alții, dar nu despre ei. O evaluare personală fariseică are patru aspecte potrivit acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Primul aspect este religiozitate. Religiozitate. Cuvântul Domnului spune aici, în versetul 10, partea 1: doi oameni s-au suit la templu să se roage. Da, când te evaluezi prin această prismă fariseică, dai dovadă de foarte multă religiozitate. În cuvintele tale sau ale mele, încape casa Domnului. În cuvintele noastre, încape rugăciunea. În cuvintele noastre, încape puțină părtășie frățească. Măcar că, în realitate, spune cuvântul Domnului, pilda a dat-o ca să arate despre aceia care se încred în ei înșiși și disprețuiesc pe alții. Te deranjează frățietatea. Însă, sunt aceste elemente. De ce? Pentru că îți place să fii văzut. Îmi place să fiu văzut. Un fariseu se ruga nu pentru că avea nevoie de rugăciune, ci se ruga ca să fie văzut, Matei 6:5. Un fariseu făcea bine nu pentru că îi plăcea să facă bine, ci făcea lucrul acesta ca să fie văzut. Dacă întindea mâna, se uita să vadă cât sunt în jur. Când scăpa monedele, să se aude cât sună de mult. Ce sută pune? De două, de 50, una întreagă? Știți? Și câteodată se mai și înșală singur, pentru că ați auzit istoria aceea când unul de tipul acesta a pus la colectă și în inima lui avea un dolar să pună la colectă. Din greșeală a pus 100 și l-a chemat înapoi pe fratele care făcea colecta, care a trecut pe lângă el, i-a făcut semn, vină repede, vină repede. Și a zis, eu am vrut să pun un dolar și din greșeală am pus 100. Dă-mi înapoi 100 că-ți dau un dolar. La care fratele, știindu, i-a spus, lasă că Dumnezeu tot un dolar socotește și așa, dă-i pace. Elemente de religiozitate. Un pic de rugăciune, un pic de cântare, un pic de zecioală, un pic de casa Domnului. Și în felul acesta ne amețim conștiința. Ne amorțim conștiința. Al doilea element este încrederea în sine. Încrederea în sine. Versetul 9. Am mai spus și pilda aceasta. Pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți, dar ce făceau? Disprețiau pe ceilalți. Cei ce se încred în ei au aceste aspecte: dispreț pentru semeni, se laudă cu ceea ce sunt, se laudă cu
cu ceea ce fac, se laudă cu ceea ce dau, se laudă cu ceea ce nu sunt. Eu nu sunt ca vameșul acesta. Frați și surori, doamnelor și domnilor, realitatea este aceasta, că noi trebuie să ne evaluăm. Însă dacă o facem cu acest spirit fariseic, în care cu religiozitate credem că ne-am liniștit conștiința, ne înșelăm singuri, nu-L înșelăm pe Dumnezeu. Și dacă la această religiozitate adăugăm și încrederea în sine, în ceea ce facem noi, pieirea noastră este foarte aproape. Există în evaluarea aceasta, în încrederea de sine, dacă vă uitați bine în pildă și o citiți, uitați-vă de la versetul 11. Fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine: Dumnezeule, îți mulțumesc, dar în greacă este: eu îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Versetul 12. Eu postez de două ori pe săptămână. Cornescu traduce mai departe: dau zecială, eu dau zeciuială din toate veniturile mele. În toate lucrurile este eu prima dată. Pentru că totul este făcut pentru eu, pentru sine. O esență pocăinței este aceasta: dacă voiește cineva să mă urmeze, trebuie să se lepede de sine. Iar esența faptei creștine este aceasta: orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. În încrederea în sine este loc numai pentru eu. De ce e dispreț pentru semeni? De ce nimeni nu contează? De ce se poate da din coate? De ce se poate disprețui rugăciunea celorlalți, caracterul celorlalți, viața celorlalți? O a treia dimensiune a evaluării de tip fariseic este că acesta nu are nevoie de Dumnezeu. Partea a doua, versetului 9. Unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți. Cine ajunge să creadă că el, ea, sunt neprihăniți, nu mai au nevoie de Dumnezeu. Nu mai au nevoie de Dumnezeu. Degeaba este religios, degeaba cântă, degeaba predică. Frați și surori, doamnelor și domnilor, cel ce dă neprihănirea este Dumnezeu. Cel ce te face sfânt și mă face sfânt este Dumnezeu. Dacă am crezut că venind la biserică să mulțumesc pe tata sau pe mama, ori să mulțumesc soțul, ori soția, ori prietenii, odată la Crăciun și la Paște, sau mai vin de două, trei ori pe an, lucrul acesta mă face neprihănit, mă înșel. Dacă mi-am adus aminte să mai pun și eu în colectă din când în când și aceasta mă face neprihănit, mă înșel. Dacă sunt într-o poziție materială mare și mai fac filantropie, ajutoare, este necaz în hate în zilele acestea, și ce bine este să poți să ajuți pe necăjiți aceia. Și sunt oameni care fac ajutoare extraordinare, dar dacă crezi că ajutorul acesta te face neprihănit, te înșeli. Neprihănirea nu o dă oamenii, neprihănirea o dă Dumnezeu. Și indiferent cât de mult am sau ai, indiferent pe ce scara societății ne găsim, frați și surori, doamnelor și domnilor, lucrul acesta nu contează în evaluarea neprihănirii. Nu contează. Un om care se socotește neprihănit este un om care nu are nevoie de Dumnezeu. Când apostolul Pavel vorbește despre sine, uitați cum vorbește în Romani 15:18, căci n-aș îndrăzni să pomenesc nici un lucru, nici unul măcar, ca și când nu l-ar fi făcut Dumnezeu prin mine. Nici un lucru. Pentru că toate lucrurile, dacă le facem, le facem pentru Domnul. Când ai nevoie de Dumnezeu, aceasta se vede în faptul că respingi sfatul lui Dumnezeu. Respingi sfatul bisericii. Respingi sfatul păstorului, pentru că disprețuiești pe semeni. Respingi sfatul mamei, sfatul tatălui, sfatul părinților temători de Domnul. Respingi sfatul copiilor credincioși. Când ai trebuință de Dumnezeu, te deranjează să auzi să-ți spună cineva că trebuie să te pocăiești. Te deranjează.
Nu aceasta este povestea populară, cel puțin în cultura românească. De ce m-aș pocăi? N-am furat casa nimănui, n-am spart capul nimănui. Sunt bine, nu? Asta spune toată lumea. Ne-am născut creștini. Trebuiește o naștere din nou reală. Trebuiește o părtășie cu Dumnezeu reală. Trebuiește o umblare cu Dumnezeu reală. Însă una de tip farisei și o evaluare a vieții tale personale, omul acesta își face evaluarea, este una care include acest dispreț pentru semeni. Și apoi există cea de-a patra dimensiune. Nu iubește pe semeni. Nu iubește pe semeni. Și disprețuiau pe ceilalți. Pentru un om, chiar dacă vine la biserică, care are acest spirit fariseic în el, semenul este cineva pe care poți să faci profit. Semenul este cineva cu care te poți compara ca să te simți bine, să te măgulezi, să te flatezi, că ești mai bun. Semenul este ca și un diaper, este dispozabil. Câte vreme îți servește scopul, este bun. Să servească scopul. Și când ți-ai terminat scopul, când ți-ai realizat scopul, te-a lăsat. Îți întoarce spatele. Te disprețuiește. Orice facem, orice gând, pentru că uitați-vă bine, nu știu dacă ați observat lucrul acesta, când am reluat pilda ca să o studiez, am văzut cuvântul acesta până în momentul acesta nu l-am observat în felul în care l-a observat acum. Uitați ce spune cuvântul Domnului în versetul 11. Fariseul sta în picioare și a început să se roage. Cum se ruga? În sine, nu cu voce tare. În sine. Dar problema noastră este că avem un Dumnezeu care citește gândul. Poți tu să stai pe bancă și să zâmbești frumos și să ridici mâinile în sus, ori să vii în față, să predici, să spui poezie, să cânți, să te întorci către semen, să dai mâna și să ai zâmbet. Cel ce îți citește inima este Dumnezeu. Nu trebuie să spui cu voce tare ce crezi, pentru că Dumnezeu știe ce crezi. Nu trebuie să spun cu voce tare cine sunt, că Dumnezeu știe cine sunt. Nu trebuie să-mi fac eu comparație cu semenul, pentru că Dumnezeu, să-și audă cineva să zică, auzi ce a spus Gog, auzi ce a spus cu tare, ce a spus cu tare. Dumnezeu vede. Dumnezeul nostru aude gândul. Aude gândul. Și problema aceasta a oamenilor, a evaluării acestea fariseice, este evaluare personală, este că în evaluarea lor semenul nu contează. Poate muri lângă tine sau lângă mine. Semenul trebuie să-mi fie profit. Cineva cu care să mă compar, să mă simt bine. Sunt bun de asuprit, de ridiculizat, de disprețuit, de discreditat, dacă îmi servesc scopul. Deci, întrebare, ce fel de evaluare îți faci? În al doilea rând, evaluarea personală reală. În pilda pe care o dăm Mântuitorul Iisus Hristos, ne spune și cum trebuie să ne evaluăm cu realism. Și lucrul acesta îl spune prin prisma vameșului, acestuia care era socotit păcătos. Sunt tot patru dimensiuni în această evaluare. Prima, un om care se evaluează realist este un om care crede în puterea rugăciunii. În versetul 9 spune că doi oameni s-au suit la templu ca să se roage. Chiar dacă vameșul s-a suit împreună cu fariseul, vameșul credea în puterea rugăciunii. Fariseul nu credea. Pentru că este Iisus Hristos acela care spune, când voi vă rugați, să nu vă rugați ca vameși, ca farisei și cărturarii care stau la colțurile străzii să fie văzuți. Să fie văzuți. Deci n-au nevoie de rugăciune. Un om care se evaluează realist este un om care își dă seama că are nevoie de rugăciune și crede în puterea rugăciunii. El se roagă comparându-se cu sine, de aceea spune, Doamne, ai milă de mine.
Dacă el se compară cu cineva, se gândește la sfințenia lui Dumnezeu. Și când se gândește la sfințenia lui Dumnezeu, spune: Doamne, ai milă de mine. El știe la cine se roagă, știe că nu se poate da drept altul, el știe că schimbarea lui, iertarea lui, nu poate face oamenii, nu poate face biserica, nu poate face religiozitatea. Schimbarea o face Dumnezeu. Și trebuiește cerută. Trebuiește cerută în rugăciune. Doamne, ai milă de noi, Doamne. Ai milă de noi, Doamne, ajută-mă. Vreau, Doamne. Dar cum zice Pavel, vreau să fac bine, răul să ține de mine. Doamne, sunt într-o continuă luptă. Dacă nu mărturisesc dependența mea de tine în fiecare zi, nu pot merge înainte. Când te evaluezi cu realism, trebuie să te evaluezi cu acest gând în tine. Am nevoie de rugăciune și cred în puterea rugăciunii. Al doilea aspect. Omul care se evaluează realist crede în sfințenia Domnului. Versetul 13, partea 1. Vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer. Când vă uitați în Sfânta Scriptură și veți vedea această expresie, departe. Dacă vă uitați, de exemplu, în Efeseni, capitolul 2, cu versetul 13, dacă puteți să-mi puneți Efeseni 2 cu 13. Inspirat de Duhul Domnului, Sfântul Apostol Pavel spune: voi, odinioară, erați departe, dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, erați departe, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Când Vameșul spune că stătea departe, nu s-a apropiat de altar, nu s-a apropiat de locul unde trebuia să roage, s-a pus undeva mai încolo pentru că s-a temut de Domnul, se temea de sfințenia lui Dumnezeu. Realismul, dragul meu, realismul te obligă să-L vezi pe Dumnezeu sfânt. Realismul te obligă să-L vezi pe Dumnezeu că cere sfințenie și pentru tine și pentru mine. Realismul te obligă, când știi că Dumnezeu este sfânt, nu te duci oricum înaintea Lui. Când știi că Dumnezeu este sfânt, nu te duci cu mintea murdară înaintea Lui. Când știi că Dumnezeu este sfânt și este sfânt, nu te duci îmbrăcat oricum, nu că facem populism, dar te îmbraci decent, nu te poți așeja jos datorită lungimii fustei. Sau nu știi cum să mai stai ca să-ți mai pui ceva peste tine și să arăți ca o bufniță. Come on! Realism! Dumnezeu este sfânt, frați și surori. Și dacă este sfânt, să ne purtăm sfinți, pentru că spune: fiți sfânt, că eu sunt sfânt. Realismul este sfânt. Te învață să vezi sfințenia lui Dumnezeu și nu ai să te tunzi cum se tunde lumea și să arăți ca o creastă de cocoș. Amen. Îmi place să mă rog, să mă joc cu Arlet, cu nepoțica noastră, și spune: vină la unchiul să-ți mănânce clonțul. Și nu înțelege expresia, spune: silly unchiul. El nu știe că eu nu-s chicken, eu n-am clonțul. Dar sunt unii tineri care se aportă ca un cocoș, numai clonț vă mai trebuie. Șlac murdar. Și ați uitat să vă tăiați unghiile la picioare. Sfințenie, fraților. Sfințenie. Stătea deoparte. Pentru că de Dumnezeu nu te poți apropia oricum. Când Israel a cerut, vrem să-L vedem și noi pe Dumnezeu. Ce tot ai tu pretenție că tu vorbești cu Dumnezeu, Moise? De unde pretenția aceasta? Hai să-L vedem și noi. Și a spus Domnul: ok, dă-le voie. Dar spune-le să se pregătească. 3 zile să postească, 3 zile să se spele, 3 zile să se curățească, 3 zile să se roage. Și n-au putut să se apropie numai până la poala muntelui. Când au văzut, când s-a coborât Dumnezeu în sfințenia Lui, când s-a coborât Dumnezeu în gloria Lui, când și-a arătat Dumnezeu șechina, gloria, strălucirea care îl însoțește, Dumnezeul nostru vine și nu tace, înaintea Lui merge un foc mistuitor. Când Dumnezeu își arată slava, dragul meu, își arată măreția, își arată sfințenia, ți se bage în unchii de oaltă. Ți se bage în unchii de oaltă. Și dacă nu s-a acoperit bine, când te evaluezi cu realism, trebuie să știi, în orice loc
stau în fața unui Dumnezeu sfânt. Și în biserică, și acasă. Și în mașină, și în avion. Și în hotel, și la școală, și la business. Oriunde sunt, cum zice David, unde mă voi duce departe de fața ta și unde mă voi ascunde de dinaintea ta? Dacă mă duc la marginea mării, ești acolo, la capătul pământului, ești acolo. Dacă spun, am să mă învelesc cu întunericul, voi sta în locul cel mai întunecat. Iată că nici întunericul nu este întuneric pentru tine, pentru că este ca ziua înaintea, ca ziua în amiaza mare. Totul este gol și descoperit înaintea ochilor acelui cu care ne-am făcut de-a face. Ochii lui Dumnezeu văd. Și acestei societăți contemporane nouă îi trebuiește realism. Și îi trebuiește să știe cine e Dumnezeu și să nu uite că Dumnezeu a fost sfânt întotdeauna și rămâne sfânt. Timpurile nu-L schimbă pe Dumnezeu. Poate te-a schimbat pe tine și pe mine, dar nu pe Dumnezeu. Deci apropierea ta de Dumnezeu și apropierea mea de Dumnezeu trebuie să fie făcută în această reverență. Este sfânt Domnul. 3. Când te evaluezi cu realism ca și acești vameși, îți vezi propria păcătoșenie. Îți vezi propria păcătoșenie. Uitați ce spune versetul 13, partea a treia. Vameșul se bătea în piept. Frașii și surori, doamnelor și domnilor, problema omului este cu pieptul. În piept. Acolo e problema. Este în inimă. Este în inimă. Când el se bătea pe piept, se bătea pe inimă și spunea: Doamne, ai milă de mine. Pentru că toate lucrurile vin din inimă. Toate vin din inimă. Ieremia 17 cu 9. Inima omului este nespus de rea și deznădăjduit de înșelătoare. Proverbe 4 cu 23. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea este izvoarele vieții. Psalmul 14 cu versetul 1, 53 cu 1. Nebunul zice nu în mintea lui, că în minte știe. E așa de nebun să nu știe. În inima lui, zice, nu este Dumnezeu. Matei 15 cu 19 este Iisus Hristos care spune că omul când vorbește, când spune, când dorește, când privește, când întinde mâna, de unde vine? Din inimă. Se bătea în piept. Se bătea în piept. Problema noastră este în inimă, frași și surori. Din inimă ies toate lucrurile, murdăriile, curviile, preacurviile, dorințele murdare, certurile, ambițiile, supărările, din inimă ies. Însă omul, creștinul, care se evaluează cu realism, el crede în mila și jertfa Domnului. Versetul 13, partea finală. Vameșul zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Ai milă de mine, păcătosul. În evaluarea pe care el și-o face înaintea lui Dumnezeu, vameșul acesta știe: m-am dus la templu. La templu când te duci și ești păcătos, trebuie să duci jertfă de vină și jertfă de ispășire. Pentru că nu poți să mergi înaintea lui Dumnezeu fără aceste două jertfe. Și peste aceasta apoi îți trebuie jertfă de mulțumire. Și de aceea el spune: Doamne, m-am apropiat de Tine, știu, am aici problemă, am în inimă problemă, de aceea am înșelat la vamă, de aceea am gândit murdar, de aceea am întins mâna pe ce nu mi-aparține, de aceea am mințit, de aceea am furat, aici am problemă, Doamne. Și n-am atâta jertfă ca să mă pot ierta. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că mielul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a fost junghiat, a fost jertfit pentru tine și pentru mine. De aceea există pentru tine și pentru mine scăpare. Nu ne putem apropia de Domnul decât în mila și jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Ori de câte ori te duci înaintea Domnului, după ce ai făcut tot ce trebuia să faci, spune Iisus Hristos, să ai poziția aceea, sunt un rob netrebnic, am făcut ce trebuia făcut, am făcut numai ce eram dator să fac, n-am făcut mai mult decât atâta, dar nu n-am făcut nici ce eram dator, frați și surori. Nici netrebnici nu suntem măcar. Mai rău decât netrebnicii. Că n-am făcut tot ce știam să facem. De aceea, ori de câte ori mă duc înaintea Domnului, apelez la mila Lui. Și mă rog Domnului să se uite la mine și la casa mea, la Biserica Emanuel, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu este altă jertfă. Nu este altă jertfă. În al treilea rând și în ultimul rând, evaluarea care contează. În traducerea
aceasta a lui Cornilescu, în versetul 14, lipsește această conjuncție introductive, dar, acest emfatic, dar, pentru că acolo Iisus Hristos spune, dar eu vă spun, dar eu vă spun, pentru că cel ce evaluează și evaluarea care contează pentru eternitate este evaluarea lui Iisus Hristos. Este evaluarea lui Iisus Hristos. Te evaluezi ca un fariseu, te măgulești, te flatezi. Te evaluezi cu realism ca vameșul, încă mai ai nevoie de milă. Încă mai ai nevoie de milă. Și Iisus Hristos vine și spune, dar eu vă spun, evaluarea pe care o fac eu este finală. Este finală. Primul aspect. De ce ne evaluează El? De ce ne evaluează Domnul? Ori pentru mai multe motive. Primul motiv este Creatorul nostru. În Ieremia 18, 1 la 6, Roman 9, 20 la 21, este Iisus, este Dumnezeu, este Duhul Sfânt care vorbește și spune, nu este stăpân olarul pe Lut? Este stăpân. Să facă ce vrea cu el. Și pentru că El te-a frământat, pentru că El m-a frământat, sunt creatura Lui, cea mai inteligentă din creația aceasta de pe pământ. Avem grai, vorbim, gândim, suntem ca El, cu chip de Dumnezeu. Are dreptul să mă evalueze. De aceea ca părinte ai dreptul să te uiți la copiii tăi și să evaluezi copiii. Ai dreptul să le spui mai mult decât pretinde statul că trebuie să le spună. Și decât pretinde cortul că trebuie să le spună. Trebuie să le spui la copiii tăi să fie decenți. Ai dreptul acesta. Trebuie să le spui la copiii tăi dacă este Halloween să nu se duce, să nu se îmbrace ca niște draci. Să se ducă ca unii care cred în Dumnezeu. Și dacă vor veni ceilalți copii și vor zice, cum de nu v-ați îmbrăca și voi ca o gărgăriță și ca o bufniță? Te spuneți, dacă vouă nu vă este rușine să le reprezentați pe cel în care credeți astăzi, nici nouă nu este rușine să reprezentăm pe cel în care credem noi, pe Iisus Hristos. Nici nouă. Ai dreptul. Este Creatorul tău. Are dreptul să ne evalueze pentru că ne-a spus ce să facem în viață. Mica 6 cu 8. Ți s-a arătat, omule, ce trebuie să faci. Și pentru că ți-a spus, de aceea are dreptul să-și ceară socoteală. Are dreptul să te evalueze pentru că ne-a revelat adevărul despre viață și despre moarte. Deuteronom 30, 15 la 20. S-am pus în viață viața și moartea. Te sfătuiesc că alege viața. Ei, acum vine și stă de vorbă cu tine. Are dreptul să te evalueze, să mă evalueze pentru că ne-a dat cuvântul său ca să trăim după el. Psalmul 107, versetele 19 și 20. El a trimis cuvântul său lui Israel, fiilor lui Israel, ca să-i vindece, să-i scape de groapă. Și pentru că ți-a trimis cuvântul, ai cuvântul, Dumnezeu are dreptul să-mi ceară socoteală. Te evaluează și mă evaluează pentru că ne-a dat Duhul Său cel Sfânt. Ioan 16 cu 33, care ne conduce în tot adevărul, nu în jumătăți de adevăruri, în tot adevărul. Are dreptul să mă evalueze pentru că ne-a dat pe Domnul Iisus Hristos. Doi, când El evaluează, Iisus umilește pe cei mândri. Versetul 14, partea a doua. Dar eu vă spun, cine se înalță va fi smerit. Poate. Și ați văzut că se poate. Poate că încă merge cu fariseism multora. Și poate că dăinuie. Și ca și Asaf în Psalmul 73, degeaba mi-am amărât eu sufletul cu rugăciune, cu post. Că uită, totul ăsta îi merge bine. Vine timpul și timpul acesta este definitoriu. Când trebuie să stai în fața lui Dumnezeu și trebuie să stau în fața lui Dumnezeu. Și este Dumnezeu cel care spune, pe cei mândri îi smeresc. Să mă ferească Domnul și să te ferească Domnul, să te smerească Dumnezeu.
Dar asta se întâmplă. Această evaluare o face El. El se uită la sfințenia ta, se uită la relația ta și a mea cu semenii, se uită la relația mea cu casa, se uită la relația mea cu biserica, se uită la motivele închinării mele, se uită la automulțumirea mea, se uită la subiectivismul meu din comparațiile mele, îi mulțumesc Dumnezeu că nu sunt ca, mulțumesc Dumnezeu că noi nu suntem biserică și punem numele acolo și suntem biserică penticostală. Opriți-vă. Să ne oprim, frați și surori. Pentru că există apoi celălalt aspect. Iisus va ridica pe cei smeriți. Versetul 14, partea finală. Dar eu vă spun, oricine se smerește va fi înălțat. Iacob spune, smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Iacob 4:10. Este dreptul lui Dumnezeu și autoritatea finală. În concluzie, vrând nevrând, viața mea, slujirea mea, casa mea, predica mea, umblarea mea, relațiile mele, intențiile mele, motivele mele, trebuiesc evaluate. Oamenii mă pot evalua. Unii mă vor evalua subiectivi și orice fac bine vor spune că e rău și așa vor face și cu tine. Alții te vor evalua obiectiv, așa cum l-au evaluat pe acel ofițer roman. Învățătorile, merită să-i faci bine. Când ne iubește neamul, ne-a construit biserică, sinagogă. Mă pot eu evalua și să vreau să nu văd. Să nu văd unde sunt știrbit în atitudine, în caracter, în umblare, în relații. Dumnezeu se uită la mine și îmi citește gândul. Nu trebuie să rostesc eu cu voce tare. Poți să mă întrebe 1000 de oameni ce părere ai despre și să-i spun, o părere foarte bună. Dar El care citește gândul și aude gândul meu spune, îți știu eu părerea, Lazar. Ți-o știu eu prea bine. Semenul tău este ca să-L iubești, să-I faci bine, să-L respecti, să întinzi mâna spre El, să-L binecuvântezi, nu să-L manipulezi. Nu să profiți pe seama Lui. Dar dacă am o doză de realism și mă voi uita bine la mine și nu la cei de lângă mine, mă voi uita la sfințenia Lui Dumnezeu. Singurul lucru care trebuie să-L spun este acesta. Doamne, ai milă de mine. De ce credeți că a spus apostolul Pavel? Eu cred că este cel mai mare dintre apostoli. Și omul cu gândirea cea mai adâncă și cea mai profundă din istoria creștinismului în domeniul biblic. Nu cred că s-a mai ridicat un om ca Pavel. Hristos Iisus este drept. A venit să mântuiască pe cei păcătoși. Al câtelea sunt eu în lista aceasta? Al câtelea? Dintre care cei din tâi sunt eu. Mă știu prea bine. Mă știu prea bine. Și tu te știi. Și tu te știi. Seara aceasta aș vrea să sugerez, ba chiar să-mi permiți să te învăț. Am autoritatea aceasta din partea lui Dumnezeu pentru că sunt slujitorul Lui. Nu te măguli. Pentru că evaluarea fiecare dintre noi vine, e aproape. Nu încerca să impresionezi pe oameni. Caută să fii plăcut lui Dumnezeu. Nu încerca să câștigi bunăvoința oamenilor. Câștigă bunăvoința lui Dumnezeu. Fii realist. Pentru că într-o zi, mai repede sau mai târziu, și eu, și tu, și Pavel, și Moise, și Adam, și toți mai marii noștri, și toți oamenii, de pe întreg pământul, vor sta în fața lui Dumnezeu la evaluarea cea mai corectă. Aș vrea în ziua aceea, Dumnezeu să-mi spună, bine, rob bun și credincios. Ai mai avut lipsuri, dar pentru că ai venit cu ele înaintea mea, le acoperă neprihănirea mea. Intră în bucuria stăpânului tău. Nu vrei să auzi lucrul acesta despre tine?
De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, astăzi este timp de pocăință. Este timp de schimbare. Este timp de întoarcere la Dumnezeu. Este timp de realism. 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 Și tu știi ce înseamnă aceasta. Mă rog Domnului să auzi odată, dar să înțelegi de două ori. Și să te grăbești împreună cu mine, să te apropii de Domnul diferit de cum te-ai apropiat până acum. Să-L cauți pe Domnul diferit de cum L-ai căutat până acum. Și decât să te uiți la mine și la cel de lângă tine, sau să mă uit la tine și la cel de lângă mine, haidem împreună să ne uităm la sfințenia lui Dumnezeu. Pentru că atunci când ne vom uita la El, vom zice: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Amin.